un stat nu se poate bucura de stabilitate, de independența în această lume interdependentă, este adevărat, de suveranitate, dacă nu beneficiază de resurse pentru dezvoltare. Este un lucru extrem de simplu, nu poate exista independență politică fără o soliditate economică. Și atunci ne putem uita la Marea Neagră din multiple perspective. Există o perspectivă politică, strategică, geostrategică, de securitate și înțelegem despre ce vorbim. Există interese de natură economică reflectate și prin existența unor resurse de hidrocarburi care sunt importante și pe care România dorește să le pună în valoare și pentru noi și nu suntem absolut, bineînțeles, și pentru partenerii europeni. Există coridoare de transport energetic, există coridoare de transport de mărfuri care funcționează sau în perspectivă potențiale. Așa încât vom înțelege că România are la dispoziție un pachet de resurse extrem de important. Nu suntem singuri în Marea Neagră și de aici necesitatea de a coopera în bazinul Mării Negre. Suntem în același timp, sau spune înainte de orice, o țară euroatlantică și membra Uniunii Europene, care are și președinția Organizației de Cooperare la Marea Neagră în clipa de față, așa încât trebuie să privilegiem acești parteneri firești, naturali, europene, euroatlantice și să avem și o cooperare regională mai largă, pentru că spațiul Mării Negre, știm foarte bine, implică o serie de provocări de securitate, există state cu poziții diferite în termeni geostrategici, nu e un lucru foarte simplu, dar România are un set de aturi pe care le poate folosi.